Programul Național Sprijin la Bacalaureat Acces la Facultate, adoptat în ședința de guvern de ieri, își propune reducerea abandonului în primii ani de facultate, precum și accesul mai accelerat la studiile superioare, inclusiv prin ridicarea procentului de promovabilitate la bacalaureat. Programul se adresează liceelor și facultăților care vor organiza activități potrivit specificului pedagogic al fiecăruia, cu scopul de a spori coeficientul de promovabilitate la bacalaureat. Se intenționează ca acesta să ajungă la liceele cu rezultate slabe, la valori mai mari de 59%. Și, de asemenea, se menționează că își propune reducerea gradului de abandon școlar în anul 1 și 2 de facultate, constatându-se că în acești 2 ani de studiu universitar este destul de accentuată rata de abandon. Beneficiarii programului vor fi în special elevii de liceu și studenții din învățământul de stat, care aparțin unor grupuri dezavantajate sau sunt în risc de eșec școlar, respectiv abandon al studiilor. Criteriile de eligibilitate, cuantumul sprijinului și metodologia de implementare a acestui proiect va fi emisă de Ministerul Educației și Cercetării Științifice în termen de 60 de zile de la data apariției hotărârii de guvern. Programul național se va derula pe o perioadă de 7 ani, începând cu 15 septembrie, și va dispune de o finanțare de la bugetul de stat de aproximativ 200 de milioane de euro.